Salut! În videoclipurile precedente am enumerat cele mai așteptate filme care vor fi lansate în 2021. Dacă încă nu le-ai văzut, intră chiar acum pe canalul meu sau fă click pe sugestia din colțul de sus din dreapta pentru a nu rata această listă. În videoul de azi am selectat cele mai interesante desene animate care vor fi lansate în acest an. Dacă ești un amator de filme animații sau un părinte care dorește să-și bucure copilul cu o animație nouă, acest video este pentru tine. Și nu uita să dai un like acestui video, doar nu-l scoți din buzunar. Abonează-te pe canalul meu și fă click pe clopoțel ca să nu ratezi și alte videouri interesante. Familia Mitchell împotriva roboților. De când era copil, Katie visa să facă filme și în sfârșit dorința ei s-a îndeplinit. Katie a fost admisă la o facultate de cinematografie. Și totul bine până aici, dar orașul unde va învăța Katie este departe și înainte o așteaptă o călătorie cu avionul spre celălalt capăt al țării. Însă tatăl tinerii studente are alte planuri. El singur o va duce spre facultate și pentru ca călătoria să nu fie plictisitoare, în drum pornește toată familia Mitchell. Însă curând această deplasare familială se transformă într-un dezastru. Toate gadgeturile de la toastere până la frigidere o iau razna și încearcă să pună stăpânire pe omenire. Acum familia Mitchell va trebui să uite toate neînțelegerile și să înnăbușe această revoluție tehnologică pentru a salva planeta. Dispăruți. Ed și Op sunt niște flamări și aventurieri care nu stau locului. Pufoși ca un hamster și rotunzi ca o gogoașă, cei doi prieteni mereu dau de bucluc. Dar ultima încurcătură le-a întrecut pe toate. Cei doi pufoși sunt teleportați din trecutul îndepărtat în timpurile noastre, unde află că flamări și de mult au dispărut ca specie. Totul ce a rămas drept amintire despre existența lor sunt niște exponate în muzeu. Pentru a-și schimba soarta îngrozitoare, Ed și Op vor face o călătorie în timp în care vor întâlni lucruri ciudate pentru ei, cum ar fi oameni preistorici, reclame cu neon și aspiratoare. Cei doi prieteni trebuie să-și unească forțele pentru a ține piept întâmplărilor amuzante care îi așteaptă pe drumul de schimbare a destinului trist. Liga Monștrilor. Această peliculă ne va duce în lumea în care oamenii conviețuiesc pașnic cu creaturi uimitoare. Sunt blănoase, mari, deseori amuzante și foarte puternice. Sportul preferat al tuturor este lupta liberă, un gen de wrestling. Câștigătorii sunt ridicați în slab și devin adevărate superstaruri. Păcat că doar monștrii pot participa la aceste competiții și unica ce le rămâne oamenilor este să fie antrenorii viitorilor campioni. Tânăra Vini întotdeauna își dorea să semene cu tatăl său și să urmeze exemplu. Din acest motiv, fata se angajează să-l antreneze pe neîndemânaticul Steve, un wrestler amator. Acest monstru roșu sparge toate stereotipurile despre sportivi de te întreb pentru ce s-a băgat în toată afacerea aceasta cu lupte. Drumul spre victorie nu va fi ușor și ambii vor avea nevoie de multă răbdare și tărie de caracter pentru a-și atinge scopurile propuse. Bebeșef, partea a doua. Frații Tim și Ted Templeton au crescut și viața i-a îndepărtat unul de altul. Acum Tim este capul familiei și un tată fericit a două fetițe adorabile. Ted, cum și era de așteptat, este un șef. Fata mai mare a lui Tim își adoră unchiul și dorește în totul să fie ca el, ceea ce îl preocupă pe Tim, deoarece micuța se lipsește de o copilărie normală. Și parcă grijile cu fata cea mare nu ar fi destule, mezina familiei dezvăluie un secret ce îi lasă fără cuvinte pe cei doi frați. Ea este un agent al Baby Corp, exact ca și unchiul ei. Micuța are o misiune specială și foarte importantă. Deconspirarea misteriosului Dr. Armstrong, care conduce o armată întreagă de bebeluși răi. Pentru a-și ajuta fiica și nepoata, Tim și Ted din nou vor trebui să devină copii. Minions, Rise of Gru. Puțin știu, dar creaturile acestea mici și galbene se cred mari răufăcători cu perspective strălucitoare. Însă bunătatea născută nu le permite să facă lucruri foarte rele, doar așa mici borobațe. Plus la toate, minionii nu sunt capabili să trăiască fără un conducător. Milioane de ani l-au așteptat pe acela care va fi demn să îndrume spre lucruri de-a dreptul îngrozitoare și în sfârșit l-au găsit.
Se numește Gru și este cam tinerel, dar are planuri grandioase. Pentru a fi acceptat în cercul băieților răi, Gru vine la un interviu de unde fură întâmplător o relicvă prețioasă. Acum, cei mai periculoși criminali sunt pe urmele lui Gru și a echipei sale de ajutori minioni. Raya și ultimul dragon. Cu mult timp în urmă, dragonii au creat lumea, dar oamenii în semn de recunoștință se închinau creatorilor săi și toți trăiau în armonie. Însă viața liniștită a fost tulburată de monștri denumiți druni. Pentru a salva oamenii de la o moarte sigură, dragonii s-au sacrificat aproape în totalitate, lăsând pe pământ doar un singur dragon în caz dacă drunii se vor întoarce. Peste 500 de ani, monștrii chiar au revenit și oamenii iarăși sunt în pericol. Raya, o tânără curajoasă și o iscusită luptătoare, împreună cu prietenul său Tuk-Tuk, un animăluț devotat și caragios, pornește în căutarea ultimului dragon în speranța că acesta din nou va ajuta oamenii să scape de druni. Tom și Jerry, film. Kayla este angajată într-un hotel prestigios. Curând, în acest hotel este planificată o nuntă luxoasă. Tot ce își dorește Kayla este ca această nuntă să fie perfectă. Dar cum ar fi posibil dacă prin hotel toată ziua aleargă un șoricel enervant? Pentru a scăpa de oaspetele nepoftit care amenință buna desfășurare a nunții, Kayla îl angajează pe Tom, un motan din stradă. După numeroasele încercări eșuate de a-l prinde pe șuricel, cotoiul vagabond este ultima speranță a lui Kayla ca nuntașii să nu fie deranjați de rozătorul nesuferit. Prin lansarea acestei pelicule s-au celebrat împlinirea 80 de ani de la apariția acestor două personaje îndrăgite, cu care au crescut generații de copii din toată lumea. Dar tu ai privit Tom și Jerry pe când erai copil? Scrie mai jos în comentarii. Blazing Samurai. Este o istorie despre cățelul Hen, care visează să devină samurai și să-i apere pe toți cei care au nevoie de ajutor. Și Hank este gata pentru orice ca să-și atingă scopul. Și iată că într-o zi soarta chiar îi oferă posibilitatea să-și etaleze capacitățile. Fisoiul Ikachu, un fost războinic, are de gând să distrugă micul orășel Kakamocho, fiind convins că nu există nimeni cine l-ar putea opri. Dar îl așteaptă o surpriză. Sub îndrumarea lui Jimbo, un samurai cu trecutul glorios, Hank opune rezistență planului malefic al lui Ikachu și demonstrează că oricine poate deveni un samurai curajos. Atât pentru azi. Sper că această listă va fi utilă pentru tine. Mulțumesc pentru vizionare și un mulțumesc aparte pentru un like. Abonează-te pe canalul meu și ne auzim în următorul video.